Wesley Lopez evoluează din 2009 în România și a reușit să-l cunoască foarte bine. Mijlocașul Carioca consideră că tricolorii nu au nicio șansă la ultima partidă a marelui Ronaldo în tricoul Glauzura. Va să un meci frumos, nu? Pentru România. Are mai mulți jucători care niciodată a jucat cu Brazilia. Și acum merge la Brazilia și joace un meci amical. Cred că va fi foarte frumos și tot. Vorbim de meci amical, nu? Nu e un meci adevărat de 3 puncte, de calificat, pentru nimic. Nu? Un meci amical cred că va fi bun. Wesley Lopez așteaptă cu nerăbdare partida dintre Brazilia și România. Făcând abstracție de faptul că este un brazilian pur sânge, mijlocașul care și-a descoperit talentul pe plajele de pe Copacabana susține că lotul Braziliei este net superior celui pe care tricolorii îl formează. Consideră că partida va fi una spectaculoasă cu multe goluri, deși va fi doar una amicală. Crezi că România va face față? Nu cred. Cred eu că nu. Cred eu că noi are mai mult valori. Dacă, cum am zis, e un meci amigal, nu? Nu e un meci care nu are 100% de concentrare la teren și tot. Și cât cred... crezi că va fi scorul? nu știu. Sigur știu că cred eu, cum am vorbit. Sigur că e un meci, va fi un meci frumos cu mai mult gol. Asta e adevărat. Un pronostic. 3-1 pentru Brazil. Partida dintre Brazilia și România se va desfășura miercuri 8 iunie cu începere de la orele 3:30 și va consfinți meciul de retragere a celui mai titrat jucător din istoria fotbalului modern, Ronaldo.